să începem cu cel mai important cadou. Și s-au dus și mi-au cumpărat ceva din local de acolo, din, din Montana. Mă uit în oglindă să văd dacă mai am ruși pe buze și când văd, îmi lipsește ce și Și zic, nu, Johnny, mergem înapoi. Ce? Am cumpărat prima dată câte patru farfurii din fiecare. Doamne, cât o să vorbesc despre farfurii în videoul ăsta? N-am -am primit nicio geantă, n-am cerut niciun Kate Spade anul ăsta. Zic, Lugiu, că puteam să cumpăr eu o mască ne aia cu 5 dolari, să te în fața cuptorului, cu lumină și căldură și era aceeași chestie. Și tot ce-mi punea pe față curgea în urechi. Eram... Mi-am luat de la Chanel. Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube numele meu este Larisa și începem! Am revenit acasă! Ah, e bine acasă! A fost o vacanță bună, adică perioada a fost perfectă, două săptămâni și jumătate. Să dea Dumnezeu toate vacanțele să fie așa. Da. Am revenit acasă. Am avut chef să filmez chiar din prima zi când am ajuns acasă, dar zic, ce Dumnezeu filmez? Filmez numai cum despachetez bagajele? Pe m-am cu bagajele și m-am apucat să dau Crăciunul jos, să strâng toate ornamentele și așa mai departe și pe urmă nu m-am mai oprit. Am vrut să țin pomul ăsta de Crăciun din dormitor, bradul, până, uh, până filmez acest video, că de obicei filmez în fața bradului ce am primit de Crăciun, însă n-am reușit. Am zis că dacă tot am început, hai să termin. Porum, a prin doamna la curățenie, zic, nu mai țin bradul, că nu mai o să am ace din alea peste tot. Hai, dacă am început, bal, bal să fie. Și așa că filmăm fără decor de Crăciun, ce am primit de Crăciun, oricum e în mijlocul lui ianuarie, lasă o Dumnezeu ei de treabă la RISA. Uh, da, sincer, a funcționat mai bine, pentru că am primit și câteva carduri cadou și nu mai bine mi-am comandat ce uh, mi-am dorit de cardurile cadou. Și mi-au și ajuns comenzile și atunci pot să-ți arăt chiar ce am primit de Crăciun. Că dacă primesc un card cadou, nu pot să-ți arăt decât cardul, dar pe urmă, nu știu, dacă mai urmărești și alte videori să vezi ce mi-am cumpărat din cardul respectiv și câteodată uit să-ți arăt. Așa că mi-au venit toate comenzile, am și cadourile de la John, pentru că am făcut Crăciunul în Montana, Câteva din chestiile am cumpărat de aici și le-am dus cu noi și câteva le-am comandat direct acolo. Și așa a făcut și John cu cadourile mele, dar să începem cu cel mai important cadou și anume cadourile de la copilul meu. Uh, Johnny, înainte să se termine anul școlar, a avut la școală o, un fel de bazar care a fost organizat către o asociație și copiii sunt trimiști acasă cu un plic, în plic sunt bani și scrie pe plic pentru cine trebuie să ia cadou și cât care este suma. Și am dat copilului bani să-mi cumpere mie și lui taică su cadou și au venit cu ele direct ambalate, deci nu puteam să văd ce înăuntru și le-am pus sub Păi, deci abia așteptam. Am început, bineînțeles, cu ele. Pe astea le-am deschis primele pentru că n-am mai putut de răbdare. Am cam bănuit eu că o să-mi cumpere o cană și mi-a cumpărat o cană, dar este mult mai frumoasă decât mă așteptam. Zice The Sweetest Mom și are toate a de astea pe ea, deci e superbă cana, foarte frumoasă, o să păsesc tot timpul. Sper să nu se spargă niciodată, îmi place la nebunie. Bineînțeles, eu... Tu poți să zici că e... n-ai mai văzut așa ceva. Însă faptul că a fost cumpărată de copilul meu, din banii pe care i-am dat eu, sunt mulțumită. Și al doilea obiect pe care l-am cumpărat uh, Johnny pentru mine, asta a fost o surpriză, nu mă așteptam, e această păsărică care vine cu o plantă. Planta, din păcate, iese din plastic, dar mă gândesc că la un moment dat aș putea să o înlocuiesc. Oh, nu, că e zidit aici în interior. Dar nu contează. Este o decorațiune care, pe care Johnny a considerat că o merit <laughs> și a plăcut și mie îmi place, e de la copilul meu. M-am gândit că se potrivește foarte bine cu decorul din Montana și dat fi faptul că este o plantă de plastic, poate să reziste acolo, că nu petrecem atât de mult timp. Însă am adus-o acasă ca să vă arăt vouă și ca să nu creadă el că nu mi-a plăcut și am lăsat-o acolo, că îmi place. Pentru că îmi place. E foarte frumoasă. Mi-ar fi plăcut planta să fie naturală, da, dar nu contează. Copilul a cumpărat-o pentru mine, o să o păstrez. să deci, o pun undeva să nu o sparg și cană. Așa. Pe urmă, John mi-a luat câteva chestii. O să-ți arăt ce am primit de la Moș Crăciun. Uh, o carte. Este o carte... În care arată case decorate în Franța, dar și mai important, povestește despre și sunt și imagini și poze cu magazine cu antichități și cu uh, din astea, târguri de vechituri din Franța. Și îți dă și locația și e foarte, foarte frumoasă. M-am uitat peste ea. Am văzut că autorul ăsta mai are încă una, încă o carte și îmi place la nebunie. M-am pus și am descoperit câteva din magazinele astea pe, pe, Instagram și dacă o să mergem în Franța, când o să mergem în Franța, nu dacă suntem pozitive aici, că doar e 2024, o să răsfăiesc asta ca să fiu sigură că ajung în câteva din locurile astea pentru că, uite și tu, câte chestii de cotrobuit și de văzut. Foarte frumoasă, chiar mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Poate anul ăsta o să-mi iau și o în asta de sufragerie pentru canapea, lângă canapea, în fața canapelei, ca tot omul. Am avut una din metal pe care, la care am renunțat când eu nu mic, pentru că cu copiii se pot, se pot uh, răni foarte ușor și era din metal și sticlă. Și am zis nu, e prea, prea periculos, cu toate că i-am pus chestii pe, uh, pe margine, să nu își cu capul și așa mai departe, tot a reușit toată să să se lovească și am zis gata, nu mai renunțăm la ea, așa că am mai crescut Johnny, poate anul ăsta reușim să avem și noi o măsuță acolo și atunci asta e perfectă, e coffee table book de uitat prin ea, îmi place, îmi place, la nebunie, dar asta este cadoul de la Moșu. Pe urmă, John și cu Johnny s-au dus în... au zis că se duc la o plimbare și am făcut cina de Crăciun, nu? Da, am preparat mâncarea. Și s-au dus și mi-au cumpărat ceva din local de acolo, din, din Montana și anume o pereche de cercei foarte frumoși, din aur. Să vezi ce am pățit cu ei. I-am pus în ureche și a doua zi ne-am dus... Ne dus, să... da, ne dus la o activitate ceva și mi-am dat puloverul jos și mi-a căzut un cercel. Vai, vai cum am sărit! Da, așa arată. Ne-am dus să vedem caprele, cred că. Da. Așa arată, sunt doi îngerași, când... da, sunt doi cercei, sunt foarte frumoși, numai că trebuie să am grijă că, în primul rând, eu se pare că pierd cercei ușor. În al doilea rând, pentru că au atât de multe detalii, sunt foarte ușor de agățat. Așa cred că o să-i por mai mult vara când nu dau pulovere jos pe cap, de pe cap și așa mai departe. Când sunt mai multe rochi și cred că am mai puține șanse de a-i pierde. Dar ca norocul m-am întors. Da, ne-am dus la am dus să vedem caprele. A fost pe 26. Și înainte de asta ne-am oprit să mâncăm prânzul la, supermarketul la supermarket ăla cu bar cu mâncare. Și că noroc mi-am dat plovorul jos, am mâncat și mergem înapoi la, spre mașină și mă, ne bagăm în mașină și mă uit în oglindă să văd dacă mai am ruș pe buze și când văd îmi lipsește ce și Și zic, nu, Johnny, mergem înapoi. Ce ai pățit? Ce ai uitat? Ai uitat pâinea pe care am mâncat? mă imaginezi, copilul a ales cercii ăștia pentru mine și o să-i zic că i-am purtat jumătate de oră și am pierdut. Și zic, nu-ți spun încă, hai să mergem. Și a mers tuc tuc, 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 tuc tuc și era pe scaun. Ca noroc că nimeni nu s-a așezat, dar cred că și dacă se așeza, nu, probabil că nu fura nimeni acolo, dar na. Da. aia a fost. Mi-a tremurat fundulețul. Pe urmă, cadoul cel mai mare și cel mai dorit de mine, anul acesta, am i-am trimis listă și zic, dacă primesc numai asta, eu sunt fericită. Nu mai trebuie nimic altceva de pe lista respectivă, numai cum trebuie asta. Chiar aș vrea. Dacă nu-mi cumpăra el, probabil că aș fi investit eu în ei, dar am fost comită, se pare, și mi-a cumpărat. Nu într-o cutie foarte mare pentru perechea asta mică de cercei. Dacă uh, ai vizionat videoul în care vorbesc despre lucruri pe care mi le-aș dori dacă aș avea buget nelimitat, ei erau acolo pe lista respectivă. Sunt o pereche de cercei de la Tiffany, din aur galben. Sunt uh, din colecția asta cu olive leaf, olive leaf adică frunză de uh, măslin. Și cred că sunt uh, desenați către Paloma Picasso. Da, mie îmi plac viștorile lor, dar în special cele uh, ale Palomei. Și da, o să-i port, nu i-am purtat încă pentru că am vrut să vi arăt vouă înainte, să îi pun în ureche și să uit de ei, să vorbesc aici despre toate și, să mă să uit despre, de, despre cerceii mei frumoși. Dar, da, foarte, foarte mulțumită de ei sunt, foarte norocoasă că i-am primit și, pe urmă, a, John, să, mai ter să termin cu John, mi-a cumpărat, mi-am pus pe listă și niște farfurii anul ăsta, nu mi-am pus nicio geantă pe listă, mi-am pus farfurii, nu ca aș avea nevoie de farfurii, însă m-am plimbat cu Johnny prin mall înainte să plecăm și a văzut farfurile astea și zic, oh, ce bine ar arăta la mine pe perete și le-am pus pe listă. Și știam că o să le primesc pentru că am văzut la Giorgio că Astea le-a comandat, a le-a comandat înainte să își dea seama că pot să le comande direct în Montana și le-a cracuit el săracul în, în bagajul de mână. Și anume, sunt de la brandul acesta William Sonoma. Asta este cutia, îmi place că vine foarte frumos ambalat. William Sonoma e un brand mai scumpicel și Parry Barn de unde mai comand eu, este tot un brand american și, și ei aparțin, cam, aparțin de aceeași companie și nici nu le-am deschis sincer, am văzut, am zis mulțumesc și am zis că le țin în asta pentru când le aduc așa că oh, le vedem. În... Le-am văzut eu în magazin, dar le vedem împreună cu una e să le vezi în magazin expuse și alta să le vezi tu așa cu ochiul liber. Sunt perfecte de Valentine's Day. Cred că e o colecție de Valentine's Day, dar um, sincer, de primăvară, chiar și de Paște, e perfectă colecția. Așa. Și cred că sunt toate diferite. Nu? Nu cred că sunt diferite. Toate la fel? Așa. Cred că sunt diferite. Oh! Ajungem și la partea diferită. Așa. Da, sunt două și două. Oh, da, sunt două și două. Așa, astea sunt. Și sunt uh, farfurii de gustare sau pentru desert. Și mă adic, cu o farfurie albă simplă de desubt. Merge, merge foarte bine. Cam, am, am multe, uh, multe, farfurii în astea de, pentru cină. Farfurie mare, întinsă, însă nu foarte multe din astea. Și astea oricum vreau să le pun pe repede, sincer. Recunosc pentru că mi se pare că merge foarte bine pentru perioada asta anului. Valentine's Day și Paște, chiar și vară, pentru că sunt flori. Sunt frumoase, da, și foarte romantice. Așa, stai să le pun pe astea undeva, fără să le sparg. Mai am o chestie să de la John, însă am... Uh... Totul lumea care m-a întrebat ce vrei să primești anul ăsta de Crăciun, sunt anumite prietene, prieteni. Ți-am arătat în, în ultimul... În ultimul vlogmas sau penultimul vlogmas în care arătam că am fost la petrecerea de Crăciun pentru copii și prietena mea mi-a dat niște cadouri. Ei, am și alte prietene care mi-au oferit cadouri sau care m-au întrebat. Și o prietenă a vrut să-mi trimită un card cadou la Amazon și m-a întrebat și unde vrei, la Amazon? Și zic nu, la William Sonoma, care e brandul de unde mi-a luat John farfurile, pentru că dacă tot am fost cu John în magazin, am pus ochii pe anumite uh, chestii, și am zis, hai, dacă tot mă întreabă, de ce nu de acolo? Oricum, dacă nu, mă duceam eu și cheltuiam banii. Așa că mai bine cheltui banii de cadou. Și mi-am mai cumpărat un, cad un cadou, un set de patru farfurii. Am zis că să am setul mai mare, să fie 8. Anul acesta, sincer, vreau să am mai mulți oameni în vizită, să nu știu să avem mai mulți oameni în vizită, să vină la noi să mănânce, să fim împreună, pentru că tare ne-a plăcut ziua recunoștinței în care nu știu, ne-am simțit foarte bine cu, cu, prietenii noștri și vrem să ne mărim și grupul de prieteni și să avem mai mulți prieteni în vizită și să fie cât mai multe mese întinse cu farfurii frumoase și mâncare. Așa că am zis să am un set mai mare, 8, în, în, felul acesta și am zis dacă tot e bal, bal să fie, cam asta e motoul meu pe anul 2024, se pare, că deja l-am zis de două ori fac scomot. Am zis că dacă tot mi am luat alea, hai să-mi iau și platoul. Că farfurii tot am, dar nu prea am platouri de servit. Vreau să spun că porțelanul e foarte, foarte gros și foarte greu. Și da, am zis că na, să am, am și platoul pentru, pentru setul acesta. Tot un cart cadou. Hai să pun pe jos să nu îl sparg. Am mai primit un card cadou, tot de la William Sonoma, pentru că am zis că da, vreau de la William Sonoma. Uh, și am mai comandat două chestii, dar mi-am dat seama că pot să-l folosesc atât la William Sonoma cât și la Parry Barn. Și am comandat de la brandul celălalt, că am plătit cu același card cadou, pe care încă mai am ceva, cred că mai am 40 de dolari, au rămas, dar pentru data viitoare. Așa, și au avut reduceri și mi-am mai comandat ceva. Anul trecut am luat multe, multe. Am cumpărat farfurii din astea, dintr-o colecție a Juliei Ber Berlo -Zheimer? nu știu. A, tot mi-ați mai spus, voi, cum se pronunță numele ăsta a, nemțesc. Și am, cred că, 12 farfurii întinse, tot cu ideea că de acum înainte, dacă avem prieteni în vizită sau dacă ținem mese festive. Pentru că merg foarte bine. Farfurile respective sunt cu flor maro și o să-ți pun poza aici. Și mi se pare că merg atât bine primăvara, cât și toamna, cât și iarna. În orice anotim și de ziua recunoștinței și nu de ziua recunoștinței. Și am cumpărat prima dată câte patru farfurii din fiecare... De cât o să vorbesc despre farfurii în videoul ăsta? Am cumpărat patru inițial, după care a fost reducere și am cumpărat să am de 12. Dar nu am mai găsit atunci decât încă un set de patru de, din astea de, pentru aperitiv. Și am zis, ok, dacă tot am cardul ăsta cadou, tot din aceeași colecție, dar puțin diferite, au altele care arată puțin diferit pentru aperitiv. Și am zis că astea o să fie perfecte, le cumpăr așa, că funcționează, ca merg cu celelalte și o să fie numai bine pentru copii. Sunt așa micuțe și sunt toate culori diferite. Am zis că astea funcționează perfect pentru pentru copii, pentru desert aperitiv. Așa. Și sunt din aceeași gamă, doar că nu sunt la fel de mari. Dar cred că pentru copii, din nou, merg perfect, că de obicei am o masă mare pentru adulți și masă mică pentru copii. Așa. Ce să vezi? Liniște-te! Am terminat cu varfurile. Ah, și tot de, la, tot de la party Barn mi-am cumpărat um, aceste șervețele de masă cu lăcrămioare. N-am -am primit nicio geantă, n-am cerut niciun Kate Spade anul ăsta. E totul despre casă aici. Larisa a devenit casnică. Um, așa. Și am și aștept de pat, așa. La mine anul ăsta e despre lăcrămioare și uh, farfurii nu mai, gata, că nu mai, nu mai farfurii, că nu mai am unde să le pun. Dar uh, am și față de masă, nu aceeași culoare, am pe alb, scaunele sunt și ele cu lăcrămioare, am zis că merg perfect și erau la reducere, au fost... Cred că mai puțin de 20 dolari, 4 din astea, așa că am cumpărat două seturi de șervețele din astea, din care poți pe care poți să le pui în tot felul de forme pe, pe masă, pe farfurie, ca invitații să nu folosească șervețele din hârtie. De obicei, eu le folosesc astea ziua recunoștinței, Crăciun, Paște, dacă avem oameni în vizită, la masă, dar altfel șervețele de hârtie, că nu stau toată ziua să le spăl și să le, să le calc pe astea. Dar da, am luat două seturi, erau la reducere. Mai am 40 de dolari, care încă nu mă gândesc să-i folosesc. O să-i folosesc la un moment dat când am nevoie de ceva de pe site-ul respectiv. Și Cred că mai avem trei obiecte și pe urmă am terminat cu asta. Înainte să termin cu astea, vreau să îmi spui în comentarii ce cadouri ai primit sau ce ai făcut de sărbători așa pentru sufletul tău. Eu am fost la un tratament facial în Montana. Am primit și la astea, m-am și răsfățat, dar nu, sincer, John a lucrat cât am fost în Montana și... Na, am și lucrat între câte puțin, dar toată ziua cu Johnny nu pot să mă plâng pentru că a fost relaxat, adică am făcut chestii interesante. Nu e că am stat acasă și a trebuit să fac lecții cu el sau ceva, dar i-am zis ok, am nevoie și de puțin timp pentru mine. Sunt genul de persoană care îmi place să fiu alături de oameni, dar am nevoie de cel puțin două ore pentru mine pe săptămână în care sunt doar eu cu mine. Așa mă încarc eu. Și m-am dus la un tratament facial. Este, se numește Hydrofacial, care folosește o mașină și îți curăță foarte bine porii. Eu am avut unul din ăsta, am făcut-o odată în San Diego și mi-a plăcut enorm de mult. Am observat imediat cum porii mi-au fost foarte curățați, pielea arăta wow după. Și am zis să economisez bani, să nu fac unelei pentru că e mult mai scump, pentru că plătești pentru chirie și așa mai departe. zi mă duc în Montana, nu că... E aceeași mașină. Da, într-adevăr, e aceeași mașină, însă a fost oribil. Deci a fost oribil. M-am dus acolo, mi-a făcut hydrofacial și a plătit pentru varianta de lux. Nici nu vreau să-mi imaginez ce e pentru aia basic, dar na. Și jumătate de oră mi-a curățat porii și așa mai departe și pe urmă zice Ok, și ți pun o mască acum și revin imediat. Și aveau radioul pornit, așa că, sau muzică, și puteam să aud muzica. Și mi-a pus o lampă nici mi-a pus ochelarii în aia pe ochi, dar mi-a pus o lampă cu lumină ceva gălbuie, albă, nu știu, caldă și cu mască, dar nici nu mască cremă. Din aia mască de hârtie care o cumpere dintr-un plic așa și mi-a pus-o pe față. M-a masat cu ceva rece, dar nu mi-a masat, nu mi-a atins așa fața puțin și revin imediat. Deci cred că am ascultat 10 cântece până a venit. Deci am zis că okay, okay. Se da mai bine? Deci jumătate din tratamentul facial a fost eu stând sub lumina aia caldă cu o mască din aia pe față. Să zic lui că puteam să cumpăr eu o mască din aia cu 5 dolari, să te în fața cuptorului cu lumină și căldură și era aceeași chestie. Și Hydrofacial nu cred că a fost trăinuită suficient de bine încât să știe cum să folosească mașina aia, că eu nu am observat nici măcar o diferență. Nu știu, eu de obicei când mă la tratament facial, la doua zi simt, și chiar și atunci pe loc, simt așa o, a, oh, fața, altfel. Sau a, a doua zi dimineața când mă trezesc sunt toată, nu știu, diferită. Dar n-am simțit, n-am văzut nimic nimica și zic, am cheltuit 250 de dolari pentru nimica. -a. Trebuie să le las un acolo. Deci nu. Nu știu dacă era nouă domnișoara respectivă care a fost rea. Și mi-a pus și din aia bandană, știi cum îți spune bandană, ca să nu-ți facă părul cu... Um, cu creme și cu ce folosește acolo și ea mi a pus după urechi și tot ce îmi punea pe față curgea în urechi. Eram. Ah, deci în primele 5 minute mi-am dat seama că nu-mi place, după care am zis calmează-te Larisa, o să fie bine, măcar o să ai porii frumoși, curățați. N-a fost să fie. Asta am făcut eu pentru mine, dar nu mi-a stricat vacanța. Am făcut caterică pe tot timpul și care a fost partea cea mai proastă din vacanță. Că ne place tot timpul când plecăm, se vede că n am mai vorbit de mult cu voi, că vorbesc tot tot Când plecăm din vacanță, îmi place să întreb pe Johnny care a fost partea ta favorită și mai puțin favorită. Și, na, atunci întreb și pe John și ei pe mine și zic facialul, tratamentul facial a fost cel mai nereușit Chiar dacă n-am avut un Crăciun alb cum mi-am dorit și așa mai departe, că nu pot să dai vina pe vreme, vremea e vreme, asta este. Însă tratamentul ăla, a, a, a. Ok, pe urmă am primit un card cadou la nostru și ca o mamă veritabilă, m-a dus și am cumpărat lui Johnny la reducere, două articole de la Boden, însă mi-am cumpărat și mie ceva și anume un ondulator pentru gene, mi-am luat de la Chanel, nu, dar celălalt brand care l aveau, Sheido, Sheido, uh, nu știu cum se pronunță, nici nu știu cum se scrie, sincer, care avea review-uri bune, era cu 2 dolari mai ieftin sau 3 dolari mai ieftin și avea același tipuri de review-uri bune. Așa că am zis, hai să le iau de la Chanel, dacă tot mi au și ceva pentru mine, să fie ăsta. Așa că nu l-am încercat încă din nou, am vrut să ți-l arăt înainte să... Asta să vedem, pentru că genele mele ar ar putea folosi puțină îmbunătățire și vine cu rezerve din astea de gumă aici. Sper să țină mult de tot, să nu trebuia să mă uit pe site-ul lor să văd dacă mai au alte gume, dar nu. E interesant. Mi-am cumpărat și eu ceva cu cardul meu cadou, nu doar copilului. Și, oh, tot de la John, stai că am uitat asta, am uitat despre, despre asta, ok, acum nu mai știu cum să pun în cutie. Tot de la John am uitat să zic că mai avem ceva de la el. Și anume, am văzut o tipă pe Instagram că și-a schimbat ea pielea, nu știu ce, blum, 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 că are mistul ăsta facial. E o... un steamer. Face abur. Atunci când își, înainte să-și aplice cremele și așa mai chestiile astea pe față, folosește asta pentru că dilatează porii, deschide porii și atunci absorbe mai bine absorb mai bine um, cremele? Ce le pui pe față? Nu știu. L-am văzut. Era pe Amazon. Cred că a fost 30 de dolari. Ah, probabil Constanța nu știu dacă o să aprobe asta, dar eu o să încerc. E un steamer facial. Dacă nu pot să-l folosesc pe post de umidificator, cred că nu știu. Nu o să-mi scot eu singură porii negri și așa mai departe. Am, să, am zis de ce nu? Hai să-l încerc. Da, acum să vedem. O să te țin la curent. Dacă o să mă vezi cu pielea diferită de porțelan, o să fie din cauza la asta. Plumesc. Nu știu. Dar, na, l-am văzut. În luna decembrie încerc când văd ceva și, a, vreau să-l cumpăr, mă gândesc, a, stai să-l pun pe listă pentru John. Și a fost o chestie aia care, oh, hai să-mi-l cumpăr și zic, nu, stai să mă gândesc. Și funcționează bine, pentru că atunci mă gândesc la chestia respectivă. Acum, da fi faptul că nu a fost chiar atât de scump, dacă nu funcționează, asta este. Dar na, o să-l instalez în baie, sunt tare curioasă, și de seară, după ce mă demachez, o să-mi fac steamerul o să, fac steamer o să dau drumul la abur, pot să fac asta și cu, cred că și cu apă și cu mușețel. Țin când eram uh, în, în, liceu și aveam porii foarte încărcați, puneam fața sub aia, apă cu mușețel și mama am curățat porii, dar nu o să mi curăț, acum e numai ca să intre produsul mai bine în față. Și o ultimă chestie, tot de la John, am primit un card cadou la Hunter Bell și mi-am comandat ceva de la reduceri, de la ei. Am zis că anul ăsta cumpăr un produs nou de îmbrăcăminte pe lună. Ăsta nu o să-l includ pentru că e cadou de Crăciun, a fost cadou de Crăciun, însă da, asta e articolul, este un trench, o să îl probez. Nu știu sincer dacă este puțin mare, trebuie să îl probez cu o roche, a ajuns aseară. Era singura mărsime pe care o aveau sau mărimea mai apropiată de mine. Nu mai aveau S, doar M și L și mă normal port S. Însă m-am gândit că poate S o, o să-mi fie scurt la mâneci și într-adevăr M nu mi-este scurt la mâneci. Trebuie să-l probez cu o roche să văd în primul rând dacă mi-este prea mare. Așa la corp, oricum nu pot să-l returnez pentru că e final sale, a fost redus, cred că de la, nici nu știu dacă scrie că a fost, dar cred că a fost peste 50% reducere, așa că nu mai. Um, dar m-am gândit că merge primăvara foarte bine și toamna cu rochii, pentru că mi-am dat seama că nu, nu am. Adică am paltoane, am paltoane de iarnă să port cu rochii și vara nu am nevoie. Adică mai am așa câte un cardigan sau ceva, dar când e primăvara așa puțin crispie afară, puțin uh, răcorică, nu am. Adică iarna în, în ele mai bine zis. Și am zis că chiar dacă nu-mi vine perfect, adică dacă îmi vine bine la mâneci, aia oricum nu mai pot să mai schimb. Dacă e prea mic la mâneci, nu mai am cum să schimb. Dar dacă e prea mare la corp, pot să mă duc la o doamnă, am descoperit-o, care schimbă haine și le, uh, le modifică foarte bine. Și pot să le iau acolo și să modifice ea pentru mine, să mai fac o pensă pe aici, pe acolo, ca să, ca să arate mai bine pe corp. Însă, din nou, o să probez cu, cu rochie să văd înainte să mă decid să schimb ceva. Dar așa doar cu haine pare, pare prea mare. Dar vreau să văd cu volumul rochilor cum, cum arată. Dar da, e și puțin sport așa și uh, cade foarte bine. Am crezut, să sincer, că e mai mov, dar e albastru așa, cu flori. Și anul trecut am primit de la John o geacă tot de la Hunter Bell și pe care am purtat-o extraordinar de mult și sunt, sunt de calitate și feminină, așa cum, cum, îmi plac mie. Da, cam asta este ce am primit de Crăciun. Foarte multe cadouri. Se pare că am fost cu minte. Um, nu doar cu minte, că știm că nu e doar despre asta. Sunt oameni mult mai cu și mai de treabă decât mine, care ar merita mult mai mult decât decât ce au primit sau decât am primit eu, dar sunt recunoscătoare că sunt norocoasă și am primit atât de multe cadouri. Cred că și băieții au încercat să mă, să răsfețe anul ăsta, Crăciunul acesta și, și prietenii, pentru că anul trecut a fost un an mai dificil pentru mine, însă, da, sunt tare, tare norocoasă și sunt mulțumită șocul de pe lume, faptul că nu este nicio geantă, nu? Asta e cel mai mare șoc din videoul ăsta sau nu? Te-au obișnuit în fiecare an, ce am primit de Crăciun și să arăt o geantă, dar nu. Da, cam asta este, să-mi spui ce ai primit tu de Crăciun sau ce ai făcut de Crăciun pentru tine și nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem data viitoare cu un alt video. A, urmează videoul de marți și pe urmă joi, vine holul din Montana, că trebuie să curăț. Că, am bucătărie, și de bucătărie, e plină acolo, chestii, holul din Montana și nu mă ating de ele, că dacă le pun la loc, vor uit. Te-am păpat! Ceau!